Salutare, prieteni! Astăzi voi monta pe motocicleta mea Suzuki Bandit de 600. Voi monta o alarmă. Aceasta este motocicleta. Iar aceasta este alarma. O alarmă destul de simplă. Pe care sper că voi reuși să o montez. Mai întâi de toate trebuie să demontez șaua și poate carenajele laterale ca să am acces la instalație electrică. Să-i dăm drum. Alarma voi încerca să o montez undeva în această zonă. Cred că este cel mai ok. Am demontat carenajele de pe spate și șaua. Acestea sunt. Astfel, făcând un loc și având acces la fire, la toată instalația electrică a motorului. Tot ce am nevoie se regăsește aici. Cam așa arată alarma pe motocicletă montată. Unitatea centrală am montat-o aici, sirena dedesubt, toate sunt sub șa, nu are fire la vedere. Este destul de sensibilă. Acum voi monta carenele și șaua înapoi. Ok, am terminat de montat alarma. Acum este armată. Am setat-o nivelul de sensibilitate al senzorului, l-am setat pe 1 pentru a nu fi foarte sensibil. Chiar și așa văd că la ok, dacă cineva se pune pe ea, pleacă instant. Dezactivăm. Acum banditul meu are și alarmă.